Patru sfinți români au fost canonizați azi la Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre sfinții cuvioși Daniel și Misail de la Mănăstirea Turnu și Meletie și Neofit de la Mănăstirea Stănișoara. La slujba de canonizare a participat și Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, precum și reprezentanți ai Bisericii Georgiei. التي يمينك غرستها Prefericitul părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, se află într-o vizită oficială în România până pe data de 1 octombrie. El a participat la evenimentele dedicate împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, ocrotitorul municipiului Râmnicu Vâlcea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. La această sărbătoare au fost canonizați sfinții Daniil și Misail de la Turnu și a sfinților Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara.